Pensionarii care vor primi bani în plus după recalculare și vor avea pensii mai mari de 2000 de lei nu vor mai beneficia de cardurile sociale pentru alimente în valoare de 250 de lei. Mai mult, aceștia vor plăti și un impozit de 10% pentru sumele care depășesc 2000 de lei. În prezent, sunt aproximativ 2 milioane de pensionari care au o pensie mai mică de 2000 de lei și beneficiază în continuare de acest ajutor social. Dar dacă în acest an valoarea voucherelor este de 250 de lei, acestea fiind acordate odată la 2 luni, începând de anul următor, acestea vor fi înjumătățite, adică românii vor primi doar 125 de lei odată la 6 luni. Cu alte cuvinte, cei incluși în program vor primi doar 250 de lei pe an față de 1500 de lei cât primesc în prezent. Milioane de pensionari încă așteaptă cu sufletul la gură să primească acasă decizia de recalculare. Poșta Română trebuie să distribuie toate plicurile până la finalul acestei luni, iar în septembrie începe livrarea pensiilor recalculate. În total, peste 80% dintre pensii au fost majorate după recalculare. Pensia medie, care în acest moment este de 2250 de lei, va crește din septembrie la 2761 de lei.